Doi patroni din Galați au găsit o modalitate ingenioasă prin care să nu plătească nimic la factura, la curent, deși aveau două sedi în oraș. Au confecționat o instalație artizanală, iar energia electrică consumată nu a fost înregistrată deloc. Mare le-a fost mirarea polițiștilor din cadrul Serviciului de Ordine Publică Galați și reprezentanților de la Distribuția Energiei Electrice, Serviciul Inspecție Energetică, atunci când au văzut modul ingenios pe care cele două societăți comerciale l-au găsit pentru a fenta facturile la curent. Este vorba despre un complex medical în care funcționează o clinică și un hotel-restaurant și o firmă de construcții. Reprezentanții celor două societăți din Galați au decis să se racordeze singuri la sistemul de distribuție a energiei electrice. Au improvizat niște instalații pentru ca energia consumată să nu fie înregistrată, iar astfel facturile la curent să fie aproape de zero. În urma anchetei aflate în desfășurare, va fi stabilit prejudiciul creat firmei de furnizare a curentului electric în orașul Galați. Au fost întocmite două dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de executare sau de folosire a instalațiilor clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, faptă considerată furt, cercetările fiind continuate de polițiștii Serviciului de Ordine Publică Galați.